Bună ziua, dragi copilași! Mă bucur să vă văd la o nouă lecție de limba și literatura română pentru clasa 1 din instituțiile de învățământ pentru minoritățile naționale. Subiectul lecției de astăzi este jucăriile mele. Eu sunt Olga Drăgălin și vă invit să urmăriți cu atenție această lecție virtuală. Haideți să vedem care este calendarul naturii a zilei de astăzi. Spuneți-mi, vă rog, ce zi este astăzi? Așa, haideți să le repetăm împreună zilele săptămânii. Noi le repetăm pe toate și voi ziceți ce zi care este astăzi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Voi spuneți astăzi ce zi este. Minunat! Spuneți-mi, vă rog, dar ce anotimp este acum? Este toamnă sau iarnă sau poate chiar primăvară? Voi spuneți ce anotimp este acum. Minunat! Și acum, dacă știți, spuneți și ce lună este acum. Și ultima întrebare referitor la ziua de astăzi, spuneți-mi, vă rog, cum este timpul de afară? Este cald sau frig? Este soare sau poate plouă? Voi spuneți cum este ziua de astăzi. Așa, bravo, minunat! Deci să vedem care sunt obiectivele lecției de astăzi. Vom învăța cum se numesc jucăriile, vom improviza dialoguri, vom descrie jucăriile și vom răspunde la întrebări în baza imaginilor. Deci, acestea sunt jucăriile mele. Acești copilași au foarte multe jucării. Haideți să vedem pe rând cum se numesc ele. Privește imaginile și numește jucăriile pe care le cunoști. Aici avem o mașină, piese Lego, un avion, un robot, un urs, o păpușă și un tren. Dacă cunoașteți și alte jucării, atunci puteți să le spuneți. Noi o să învățăm pe rând cum se numesc ele. Acesta este un constructor cu piese Lego. Cu piese Lego putem construi diferite jucării. Acesta este un constructor din lemn. Ce fac Ionuț cu Dana? Ei construiesc un turn. Aceasta este o căsuță de joacă. Copiii vesel se joacă în căsuță. Acesta este un puzzle. Ce face Dan și Irina? Ei strâng un puzzle. Aceasta este o păpușă. Melissa se joacă cu păpușa ei. Aceasta este o mașină. Cristi și Amelia se joacă cu mașinile. Acesta este un robot. Simeon are un robot albastru. Acesta este un avion. Cum este acest avion? Avionul este nou și frumos. Acesta este un tren. Cum este acest tren? Acest tren este foarte frumos. El este din lemn. Aceștia sunt ursuleți de pluș. Ce face Diana? Diana se joacă cu ursulețul de pluș și alte jucării. Ce fac acești copii? Copiii se joacă. Cu ce se joacă copiii? Copiii se joacă cu jucării. Haideți să încercăm să repetăm verbul a se juca, glagol играться. Eu mă joc, tu te joci, el, ea se joacă. Noi ne jucăm, voi vă jucați, ei, ele se joacă. Haideți să vedem cu ce se joacă copiii.
pentru că jucării sunt multe, dar nu toți copiii preferă toate jucăriile. Să vedem cu ce se joacă copiii. Cu avionul, cu mașina, se joacă cu puzzle, cu piese Lego și cu păpușa. Ascultați, repetați și răspundeți la întrebare. Ce ai tu? Ответьте на вопрос, что есть у тебя? Eu am. У меня есть. O păpușă. Un puzzle. Un constructor. O mașină. Un urs. Deci, repetați. Eu am o păpușă. Eu am un puzzle. Eu am un constructor. Eu am o mașină. Eu am un urs. Ascultați, repetați și răspundeți la întrebarea. Ce are el sau ea? Ответьте на вопрос, что есть у него или у нее. El are un robot. El are o casă de joacă. El are un avion. Și el are un Lego. Ea are, у нее есть, o minge, un avion, un robot, o casă de joacă și un Lego. Cu ce se joacă copiii? Damian, cu ce te joci? Eu mă joc cu constructorul. Dar tu, Sofia, cu ce te joci? Eu mă joc cu avionul. Hai să ne jucăm împreună! Privește atent imaginile și spune. Cu ce se joacă băiatul? Minunat! Băiatul se joacă cu mașina. Cu ce se joacă fata? Așa, bravo! Fata se joacă cu păpușa. Să repetăm cuvintele noi. Jucăriile mele. Jucărie, jucării. Igrușca, igrușche. Tren, trenuri. Поезд, поезда. Avion, avioane. Самолет, самолеты. Păpușă, păpuși. Cucla, cuclă. Urs, urși. Medvedi, medvedi. Moi, moale. Мягкие, мягкий. Piese Lego. Detalii Lego. Eu am. У меня есть. El, ea are. У него или у нее есть. Cu ce te joci tu? С чем играешь ты? Eu mă joc cu. Я играю с. Îmi place să mă joc. Мне нравится играть. Numește jucăriile. Apreciază-te și fii atent. Iată și răspunsurile corecte. Mașină. Urs. Păpușă. Robot. Tren. Lego. Și minge. Iar acum fii atent. Ai numit toate jucăriile. Îți surâde culoarea verde. Ai numit doar 3-4 jucării. Atunci ai un soare galben, trebuie să mai repeți. Iar dacă ai numit doar una sau două jucării, încearcă să mai repeți cuvintele.
Privește atent imaginea și spune: care este jucăria ta preferată? Sau găsește în obiectele tale din cameră și spune: ce jucărie îți place cel mai mult? Cum este această jucărie? Ai și niște sarcini pentru exersare. Desenează, numește și descrie jucăria ta preferată. Нарисуй, назови и опиши свою любимую игрушку. Жукария мя преферата есть. Și tu trebuie să spui care. Я есть. Și tu trebuie să spui cum este. De exemplu, жукария мя преферата есть урсулецул. El este moale și mic. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Și vă urez succes în realizarea sarcinilor.